Basme în limba română. Vaca magică. Cu mult timp în urmă, într-un mic sat, trăiau doi fermieri pe nume Jack și Harry. Amândoi erau foarte bogați. Amândoi aveau ferme mari și aveau multe vaci. Dar nu au lucrat niciodată. Ei angajau mereu alți fermieri și îi făceau să lucreze pe câmpurile lor. Amândoi locuiau în case mari și purtau haine scumpe. Dar în ciuda faptului că aveau totul, Jack și Harry nu erau fericiți. Vreau să angajez mai mulți fermieri care să mă ajute să câștig mai mulți bani. Sunt de acord! Vreau să cumpăr haine din mătase! Oh, ce zici să câștigăm suficient pentru a construi un palat din bijuterii? Oh, sună minunat! În același cartier, la câteva case distanță, trăia Thomas. Thomas era un fermier sărac. Avea doar o vacă și o mică bucată de pământ. Bună ziua, Thomas! Un bărbat din satul învecinat își vinde vaca. Vrei să o cumperi? Ah, aș vrea să pot. Dar nu am bani să cumpăr o altă vacă. Îți pot împrumuta eu banii dacă dorești. Este atât de generos din partea ta. Dar chiar dacă voi cumpăra vaca cu banii tăi, cum va supraviețui ea după? Nici eu nu am resurse suficiente pentru a avea grijă de două vaci și nici nu pot să iau bani de la tine în fiecare zi. Va deveni slăbită. Mulțumesc pentru îngrijorare, prietene. Dar sunt mulțumit cu ceea ce am. Thomas a fost înțelept și muncitor. În fiecare zi, el mergea pe câmp și lucra toată ziua. Apoi venea acasă cu vaca și o hrănea. Thomas nu a cerut niciodată mai mult. El a fost recunoscător pentru tot ceea ce avea în viața lui. El era întotdeauna fericit. Dar Jack și Harry nu erau. Erau foarte geloși pe Thomas. Cum este Thomas întotdeauna fericit? Și eu am același gând de fiecare dată când îl văd. Nu are o casă mare sau o fermă mare? Cred că e vaca lui. Harry, singura lui vacă este mai bună decât toate celelalte ale noastre adunate. Poate ai dreptate. Singura lui vacă are întregul câmp. Am o idee. Să-i cumpărăm vaca. În ziua următoare, Jack și Harry s-au dus la Thomas și l-au întrebat dacă era interesat să-și vândă vaca. Dar aceasta este singura vacă pe care o am. Suntem dispuși să-ți oferim 10 monede de argint. Acesta este cel mai bun preț pe care îl vei obține. Există multe vaci de vânzare. Poți cumpăra două. E o afacere bună, Thomas. Cum este asta o afacere bună? Am o vacă sănătoasă pe care o pot hrăni bine și pot avea grijă de ea. Vrei să-ți vând această vacă și să cumpăr două de care nu voi putea avea grijă? Nu îți vând vaca mea. Te rog, pleacă! Jack și Harry erau foarte supărați, dar au plecat în liniște. Cine crede că este? Cum îndrăznește să ne spună nu? Suntem printre cei mai bogați oameni din acest sat. El trebuie să învețe să ne respecte. El este prea mândru de vaca lui. Va trebui să-l forțăm să o vândă. Jack și Harry au vrut să-l învețe pe Thomas o lecție. În noaptea aceea, s-au strecurat afară din casele lor și au mers spre ferma lui Thomas. Fără nicio grijă față de prietenul lor, au dat foc la toată ferma. În următoarea zi, Thomas s-a trezit la vestea focului. S-a grăbit să vadă faptul că recoltele sale au fost complet distruse. Vai, nu! Recoltele mele? Cum voi supraviețui acum? Zilele au trecut, iar toată hrana depozitată de Thomas s-a terminat. Nici Thomas, nici vaca sa nu mai aveau ce mânca. Au trecut două zile. Pot supraviețui cumva, dar vaca nu. Cred că va trebui să vând vaca. Oricine o cumpără va avea grijă de ea.
Thomas avea un borcan mic de sticlă pe care de multe ori îl folosea pentru a economisi bani. Nu au mai rămas mulți bani acolo. Deoarece nu știa cât timp va fi departe de casa sa, el a decis să-și transporte toți banii într-un săculeț și să-și părăsească satul. Pe drumul prin pădure, Thomas și-a dat seama că banii lui nu vor fi în siguranță în buzunar. Ar trebui să leg de clopotul vacii. Dacă vine un hoț, nu se va gândi să atace vaca? Thomas a legat săculețul de clopotul vacii și a mers înainte. După ce a mers o vreme, a dat peste un sat. S-a hotărât să se odihnească puțin. Și-a lăsat vaca sub o șură și a plecat să caute apă să bea. În apropierea șurei era un magazin cu grâne și boabe. Proprietarul magazinului a ieșit la plimbare. Ce zi plictisitoare! Acesta a văzut vaca stând sub șură și a mers mai aproape. De îndată ce vaca și-a întors capul spre proprietar, o monedă de argint a căzut de la gât. Cum s-a întâmplat asta? A decis să se apropie și să inspecteze vaca. În timp ce a făcut un pas mai aproape de vacă, o altă monedă a căzut de la gât. Ce? Aceasta este o vacă magică! Proprietarul nu a observat săculețul cu monede de argint atașat la clopotul vacii. Luând-o ca o vacă magică, el a decis să o cumpere imediat. Tocmai atunci, Thomas s-a întors. Bună ziua, domnule! Aceasta e vaca dumneavoastră? Da, s-a întâmplat ceva? Ați dori să mi-o vindeți mie? Am nevoie de ea urgent. Oh, desigur! Mergeam în satul din apropiere pentru a vinde această vacă. Ce? Poate că nu știe că aceasta este o vacă magică. Am noroc astăzi. Foarte bine atunci. Sunt dispus să vă dau 500 de monede de argint. Ne-am înțeles? Thomas a fost surprins. El a acceptat înțelegerea fără a pierde vreun moment. A luat cele 500 de monede de argint și a plecat, uitând totul despre săculețul cu bani atașat de clopoțelul vacii. Thomas a plecat fericit spre casă. Odată întors, îi văzuse pe Jack și pe Harry la ușă. Îl așteptau deja. Credeau că Thomas se va întoarce acasă nemulțumit, dar în schimb avea un zâmbet mare pe fața lui. Bună, Thomas! Tu arăți fericit! Sunt! Mi-am vândut vaca unui domn generos. El mi-a plătit 500 de monede de argint. 500 de monede de argint? 500 de monede de argint? Da! Acum pot cumpăra o bucată mai mare de pământ. Voi cultiva mai multe recolte și le voi vinde pe piață. Poți să cumpăr și mai multe vaci. Voi avea resurse suficiente pentru a avea grijă de ele. Vaca mea a fost cu adevărat norocoasă pentru mine. În orice caz, sunt obosit acum. Ne vedem curând! La revedere! Pe de altă parte, proprietarul a găsit săculețul cu monede a lui Thomas atașat de clopotul vacii. Și-a dat seama că nu era vacă magică până la urmă. Dar nu putea să mai facă nimic acum. Eforturile lui Jack și ale lui Harry au fost în zadar. Voiau să-l vadă pe Thomas nefericit. Deși erau mai bogați decât Thomas, se simțeau mici și săraci. Iar Thomas, pe de altă parte, nu fusese niciodată mai fericit. Jack și Harry și-au plecat capetele dezamăgiți și au plecat. Thomas a cumpărat multe vaci și o bucată mare de pământ cu banii lui. Nu a încetat niciodată să muncească. A semănat culturi și grâne și le-a vândut pe piață. Încet, prin munca sa grea, el a devenit cel mai bogat fermier din sat.